E greu de ghicit vedeta din spatele măștii. Vedeta din lumea samurailor vine acum! Învăț seara de seară, strălucind sub același felinar. La mine la scară schimbă beții bani cu milionari. Aruncă cu sâmbătă în stânga și dreapta. Unul dacă prinde, altul face plata. O vreau seara de seară, cu toate că știu că e imoral. Oh, no, 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 nu te-ai îndrăgostit. Asta e ispita, e fructul interzis. Unul ca tine are dragoste de dat, în timp ce ea o are doar de închiriat. Domnișoară, domnișoară, ce program aveți diseară? Nu că nu l-aș ști prea bine, dar v-aș vrea doar pentru mine. Există viață și departe de aici, lăsați-mă să vă las fără servici. Domnișoară, domnișoară, iar mă prinde ora 5. Ei, am simțit că trebuie să o fac. I-am pus doar o întrebare, acum știu că ar fi trebuit să tac. Mi-a răspuns cum că dânsa nu știe iubirea, nu simte inima, dar apoi fericirea. Domnișoară dragă, să știi că m-ai întristat. Oh, no, 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 nu te-ai îndrăgostit. Asta e ispita, e fructul interzis. Unul ca tine are dragoste de dat, în timp ce ea o are doar de închiriat. Domnișoară, domnișoară, ce program aveți diseară? Nu că nu l-aș ști prea bine, dar v-aș vrea doar pentru mine. Există viață și departe de aici, lăsați-mă să vă las fără servici. Domnișoară, domnișoară, iar mă prinde ora 5. Sunt. Nu, te rog. Echipa mea freamătă pentru că s-a prins datorită indiciilor cine este. Iar jocul meu astăzi este să-i necăjesc pe Anca și da, pe Tupan. Dar ce indicii v-a dat? Freamătă în continuu. Ciurule, să nu dai de înțeles cine e, vreau că ăștia se uită la tine. Imediat, stai să zicem noi. La indiciu era cumva numele persoanei? Ei spun prima dată numele. Hai să spună mai repede că nu mai putem. Pentru că nu mai putem. Da, să se spună ei. Nu, pentru că voi ați primit indicii, voi tăceți. Vezi, vezi că punem mâna pe... Și primii care spun numele vedetei sunt ceilalți. Ce m-a dus în eroare a fost atitudinea. Atât de... Vioaie! Da, vioaie! Era pe șugubă, fitness! Bă, era, pa, era simpatică, era energică, era foarte mișto. Stai mă, nene, puțin, dar joci așa de joci, de zici că ce i-a ieșit părul, da. Micuță? A, vreau să te întreb ceva, Dane, și vreau să fii sincer. Eu cred că știu asta. Sigur că da! Dane. Adevărat știu. Sigur că a fost vocea ei sau n-a fost vocea ei? Eu cred că știu, vino să-ți zic. Da. Normal că era vocea ei. Hai ziceți odată să scăpăm, că așa tensiune mare. A cui să fie vocea? Niculinei Stoican? Da. Normal. Da. Nu-mi dat seama. Da. Și eu. Și eu. Este unul. Doi. E Jojo. 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 Nu. Jojo. Nu e voi. Nu e voi. Ai luat Jojo? Am luat Jojo. Am luat Jojo. Perfect. Zicem. 3, 2, 1, Gina Pistol! Uite-te la fețele noastre! Sau Jojo! Adică nu știm sigur! Sau Jojo! Atâta timp cât indiciul, indiciul era armă! Armă, pistol, piesa, făcea și așa pe acolo, știi, în timpul dansului. Mască, demască-te! Gina Pistol sau Jojo! Două variante de pariuri! Andreea, avem nevoie de ajutorul tău. Oh,
ceva frumos? S-a pariat aici, Andreea, pe Jojo sau pe Gina Pistol. Ne-a ajutat și Răzvan Dumitran la costume. Mulțumesc, Răzvan, excelent costum. Eu nu mai am răbdare. Un dragon în lumea samurailor. Dacă ne-am furat-o, să vezi ce-ți fac, Anca. Da, tu mie! Andreea, putea să încep niște cursuri în toată țara. Deja am plănuit asta. În toată țara, am spus. În toată țara și, bineînțeles, din luna mai voi începe și în București. Mă puteți găsi pe Hollywood Beauty Academy sau Andreea Rădurescu Studio pe Instagram pentru Bravo. Orice detalii. Cine e dragonul? Are ureche muzicală, oricum. După lobby e cine? Dragonul. Ai văzut leul ăla că sare pe zebră? E, uite așa o să fie vica pe care. Te știe de frică! Eu nu știu exact dacă toată lumea e sănătoasă la emisiunea asta. Opa! E bine! Asta este. Și dacă ți-ai scăpat ceva pe jos, l-ai pierdut secvența. Cine e dragonul? Are ureche muzicală, oricum. După lobby e cine? Dragonul. Cine e dragonul? Gina Pistol a fost dragonul! Armă! Gina a fost dragonul! Simpaticilor, ați ghicit! Simpaticilor, am ghicit! Vocea ta, Gina, dacă nu era indiciu, era pa! Dar eu am cântat cu vocea mea, doar adică tu erai smiley cântând. Eu eram, cum a zis? Era să zic o prostie. Da. Eu eram peste smiley când am a zis-o. A zis-o. Voce, nu, nu, am voce. Tras vocea peste vocea lui. Întrebarea cea mai importantă. Pe cine a mâncat Gina? E, hai să vă văd. Pe smiley. Cu dragonul Gina plecăm din lumea japonezilor. Mulțumesc, Gina, excelent. Domnișoara, domnișoara, dar nimic nu m-a prins despre ce era. Aș fost genuța.